Bineți bine ați venit la Europa Liberă. Mulțumesc pentru invitație. Noi suntem aproape de sfârșit de an și cam toată lumea își face calculele cum a fost anul trecut și previziunile economice personale pentru anul viitor. Dumneavoastră, cum credeți, din punct de vedere personal, o să meargă mai bine financiar și economic în 2024? Eu cred că mai puțin contează personal, mai mult contează ce urmează să facem în următorul an. Ca să ajutăm economia. Da, oamenii o să trăiască mai bine și... de, punct de vedere economică în viitor. Reformele pe care le-am făcut anul acesta au avut anume acest mesaj. De fiecare dată am repetat că pregătim țara pentru creșterea economică accelerată pe care avem nevoie în anii următori. Haideți de aceea... să discutăm pe și să vedem dacă va fi această Haideți. creștere economică anul viitor, așa cum sperați. Vicepremier, Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, dețineți portofoliul de ministru de puțin mai mult de un an. V-ați no. implicat în ultima perioadă în ceea ce pare a fi o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău și anume aducerea de companii aeriene low cost în Republica Moldova. Compania ungurească Vizier, de exemplu, revine în Republica Moldova săptămâna aceasta pe 14-15 decembrie. Înțelegem. Dumneavoastră exact. vă Asumați vreun merit în revenirea acestei companii low-cost în Republica Moldova? Da, bună ziua! Mă bucur să fiu aici încă o dată după ceva timp. <gângătă> Ați schimbat câte ceva și, și asta e frumos. Despre acest subiect, la moment este responsabil Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Este adevărat că începând cu luna martie domnul prim-ministru a creat un grup de lucru uh, pentru atragerea companiilor low cost, uh, principal responsabil fiind uh, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Uh, aproximativ jumate de an uh, am, uh, am, avut această acțiune uh, și am uh, discutat inclusiv cu Wizz uh, ne-au vizitat, după cum vă amintiți, Eurowings, care la fel intră în țară. Colegul meu, Viorel Garaz, în cel mai direct mod a fost responsabil în sensul bun de aducerea companiei Air Baltic. Dar, pentru că, mă rog, a trebuit să. a devenit un lucru deja foarte, um, hai să-i spunem, tehnic și ce ține de oferirea de condiții mai atractive la aeroport, negocieri directe cu aceste companii. Um. Lidul în, în acest domeniu a fost uh, preluat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Da, așa cum spuneați, v-ați implicat totuși într-o anumită măsură chiar mai mare și ați purtat inclusiv discuții cu omologul dumneavoastră de la Budapesta, da? cu omologul dumneavoastră ungar, domnul Peter Siarto, când ați fost de atunci Da, am discutat și octombrie. despre asta și, de asemenea, când domnul Siarto a fost în Chișinău atât eu cât și vicepremierul Nicu Popescu a discutat inclusiv acest subiect. Încă o dată, este un, un succes comun și asta este bine, pentru că suntem o echipă și avem același obiectiv. Atunci când vizeirul a a plecat din Republica Moldova în primăvara trecută. Motivul pe care l-a invocat, l-a spus mai degrabă compania, a fost că, nu este, că, că e vorba despre securitatea spațiului aerian a Republicii Moldova în legătură cu războiul pornit de Rusia și dus de Rusia împotriva Ucrainei. Dar la Chișinău au, exist au existat totuși voci în acel moment, domnule ministru, care spuneau că motivele ar fi fost și geopolitice sau că ar fi fost o retragere geopolitică. Explicația fiind cumva simplă că, iată, liderii de la Budapesta s-ar înțelege bine cu Vladimir Putin. Totuși, cum ați reușit dumneavoastră să-i convingeți pe cei de la Vizier să se întoarcă în Republica Moldova? Exact a doua zi după anunțul companiei, în luna martie, noi deja eram cu ei în, în, în contact, am făcut și un zoom cu președintele companiei uh, și a început o muncă de convingere în care, în, în cazul în care sunt anumite îngrijorări, anumite aspecte neplăcute, ele trebuiesc adresate. Și asta s-a întâmplat. Întâi la ministerul nostru, după care tot procesul a fost preluat de MIDR Important este rezultatul și rezultatul este unul pozitiv. Cetățenii noștri, dar și uh, prietenii și vecinii noștri din uh, Ucraina, care să nu uităm folosesc uh, anume aeroportul din Chișinău. Aeroportul din Chișinău este cel mai apropiat aeroport pentru jumate din, uh, din Ucraina. Uh, ei, consumatorii, călătorii, au acces acum la o gamă mult mai vastă de oferte și destinații în, în Europa și în lume. Și încă o dată nu e vorba de o companie sau alta. Noi deja vorbim de trei companii care și-au anunțat uh, intenția cel puțin și decizia fermă de fapt uh, de a lansa zboruri din aeroportul Chișinău și procesul va continua pentru că suntem încă o dată, suntem o, o, țară în, în creștere, numărul de pasageri crește permanent, oamenii devin tot mai, Obișnuiți, da, cu acest tip de de călătorie. Suntem tot mai interconectați cu Europa, deci avem nevoie de destinații cât mai mult. Ați spus că e vorba de mai multe companii, sau cel puțin trei în acest moment, care și-au anunțat intenția uh, clară. Erau patru, era și lot, lot și lotul. Încă în luna martie uh, au anunțat că practic își cresc cu 30% imediat. peste... Eram în, în Varșovia și peste o săptămână au crescut numărul de uh, zboruri. Acum noi avem două zboruri pe zi cu Varșovia. Da. Asta a fost prima rândunică, într-un sens. Mm -hmm. Dar din punct de vedere economic, cum le convingeți? Ce le oferiți acestor companii în schimb? Scutiri de taxe sau ce? Ca să înțelegem um, cum funcționează Eu, lucrurile. încă o dată pot să vă spun că um, noi vorbim de o afaceri. Și noi ca și Societatea trebuie să ne uh, obișnuim cu faptul că o afacere trebuie să aibă uh, în spate și niște cifre promițătoare, uh, și când eu, de exemplu, vorbesc eu asta și le, le spun că noi vrem ca ei să aibă o afacere bună în Republica Moldova, care să se dezvolte în perioada anilor următori și în cazul în care ei văd un aspect comercial atractiv, atunci avem o situație în care câștigă ambele părți. De ce ar trebui să se implice guvernul în această aducere a companiilor aeriene în Republica Moldova? Pentru că spuneți și dumneavoastră este o activitate privată. Vi se pare în regulă să se desfășoare așa lucrurile? Guvernul trebuie să rezolve acele probleme cu care se confruntă cetățenii și antreprenorii. Și atunci când oamenii noștri uh, trebuie să plătească prețuri duble la, la un bilet de avion, sau când pur și simplu nu au destinație și nu au uh, zboruri suficiente, sau trebuie să meargă la sute de kilometri pentru a lua avionul, atunci uh, guvernul uh, trebuie să uh, depună efortul ca să rezolve această problemă asta sau oricare alt, uh, alt sens la existența unui guvern decât să răspundă necesităților și nevoilor uh, oamenilor nu prea există. Ca să concluzionez aceast în această parte a discuției noastre, companiile aeriene low cost pe care dumneavoastră le convingeți, ca reprezentant al guvernului împreună cu colegii dumneavoastră, le convingeți să revină Republica Moldova, revin aici pentru că... Pentru că Aici este un potențial de creștere, pentru că orice companie vrea să-și servească consumatorii, clienții, la un nivel înalt al calității, și pentru că, adițional la asta, adițional la, un, la o ofertă comercială atractivă, mai fac și un lucru bun, pentru că avem, într-adevăr prieteni și uh, oameni care susțin Republica Moldova și care vor să ajute atât timp cât asta este fizic posibil. E greu să-ți imaginezi uneori prietenie în afaceri când e vorba de bani, nu? Dar ea există. Ea există și, uh, încă o dată, motivația principală, una dintre motivații este desigur că să faci un profit justificat al oricărei afaceri, dar pe lângă asta... Uh, antreprenorii gândesc în termen lung, în termen de uh, ani și decenii, și atunci o, o, un gest de susținere uh, este important în, în construirea unei relații de lungă durată, de încredere cu un partener, fie, uh, fie asta o țară, un guvern sau o altă companie. Le oferiți, Ceea, mai, da, da, le oferiți anumite facilități economice acestor companii aeriene care revin sau vin în Republica Moldova? În condiții de egalitate. Evident că noi vorbim de anumite aspecte comerciale sau logistice, de e vorba de taxe, de e vorba de uh, alte lucruri, uh, mă rog, foarte tehnice până la urmă. Uh, și da, în momentul în care este posibil să oferim anumit spațiu pentru, pentru această companie, atunci trebuie să o facem. Dar ce vă cer ei în schimb, de exemplu? Da. Nu este, nu, nu se întâmplă chiar așa. Nu este vorba de negocieri și solicitări, este vorba de uh, un, o viziune a guvernului în cazul dat că iată cum trebuie să arate acest sector sau condițiile pentru toți. Și atunci uh, companiile se ajustează și iau decizii, da sau nu. Una dintre promisiunile faimoase ale dumneavoastră în calitate de ministru a fost că veți aduce sau veți încerca să aduceți în Republica Moldova niște companii sau branduri internaționale. Ați vorbit la un moment dat despre Uber, ați zis că nu e posibil că e o problemă cu legislația deocamdată. Deja nu, ați colegii, din, colegii din parlament au uh, uh, reparat uh, legislația respectivă. Um, discutăm în continuare, am fost chiar Uh, în vară, dacă nu greșesc, am, am mai avut o discuție și cu Uber, discutam și cu Bolt, uh, pentru că avem nevoie de, de acest sector. În primul rând, uh, vrem o schimbare aici uh, în sensul transparenței. Acest sector, la moment, să o recunoaștem, este dominat de cash, este dominat de uh, bani în numerar și uh, asta nu este neapărat... Bine pentru noi împreună. Noi avem nevoie de sectoare ale economiei transparente, unde este posibil, și asta este posibil în secolul 21. Încă o dată. Deci, actualele companii de taxe pe care le are Republica Moldova nu sunt foarte transparente din punct de vedere. Eu vorbesc de, de anumite standarde care trebuie respectate. Dar vi se pare în regulă ca un ministru să poarte discuții directe cu anumite companii private, cu companii private concrete? Adică nu este mai bine să faceți politici și un cadru general pentru toată lumea ba, care să noi, fie. Absolut, ba noi asta și facem. Noi, uh, prioritatea mea, și după cum uh, vedeți din agenda, din agenda noastră, uh, o mare, mare parte din timpul pe care ne-l dedicăm este anume reformelor, este anume uh, eforturilor de a susține economia, însă uh, în cazuri uh, anumite, când este vorba de companii care pot să uh, revoluționeze un sector sau altul, să crească prestigiul uh, Republicii Moldova ca și destinație uh, investițională, pentru că Um, hai să ne imaginăm un, un Google. Na, dacă vine aici cu, o, cu un oficiu. Asta înseamnă, deodată, că după o asemenea companie gigantică vin alte 50, fără ca să le chem. Și asta schimbă total, tectonic, însăși structura unui sector întreg din economie. De aceea, eu. Atâta timp cât nu sunt favoruș, atâta timp cât nu, nu este un interes personal și cât reprezinți după cum crezi tu mai bine interesele Republicii Moldova. Eu cred că asta este ok. Toți fac asta și nu cred că este o problemă, încă o dată, atât timp cât nu este o motivație personală. Și eu nu am motivație personală, decât pot să uh, am, uh, mă rog, servicii și eu de calitate, în calitate de, cetă, de, de cetățean. Vreau să vorbim un pic despre reformele pe care ați încercat și le-ați anunțat dumneavoastră în acest mandat de ministru. I-ați luat locul în guvern după o remaniere uh, ministrului Sergiu Gaibu, iar unul dintre reproșurile care i-au fost aduse atunci dumnealui, din câte mi-amintesc, era că nu a făcut destule pentru a reduce birocratizarea în domeniul business-ului și a afacerilor. Unul dintre ele. Iar dumneavoastră, din potrivă, v-am văzut și am urmărit că v-ați preocupat destul de mult de ceea ce fac oamenii de afaceri și de problemele legate de birocrația cu care aceștia se ciocnesc. Ați pregătit. 4 pachete sau câte ați făcut până acum? Depinde cum numeri. <laughs> Uneori noi spunem 5, alteori 6 pentru că și un pachet pe sectorul telecom tot în esență este dereglementare, tot este reducerea birocației. Important este că impactul acestor reforme este unul serios, eu aș spune, ori antreprenorii economisesc echivalentul a Uh, jumate de procent din PIB anual din contul reducerii birocrației. Ei economisesc aproape un miliard de lei anual din contul iată acestor hârțoage pe care le-am le redus. Și impactul aici an de an se va resimți tot mai mult și încă o dată noi nu o să ne oprim aici. Noi pentru anul viitor deja avem idei mult mai multe și mult mai uh, noi. Doar am impresie că doar pornim în acest, în acest parcurs. Noi am decis că o să atragem atenție maximă anume antreprenorilor celor care creează valoare celor care produc, celor care plătesc salarii în această țară celor care plătesc impozite și inclusiv uh, uh, salariul meu și uh, salariul la toată birocrația din Republica Moldova la fiecare funcționar nu vine din aer vine din impozitele uh, preluate din economie și asta într-un fel sau altul oricum de pe de, de spatele antreprenorilor vine și de aceea trebuie să facem absolut tot ce putem ca să îi ajutăm ca acești oameni să fie mult mai productivi, mult mai eficienți, să nu irosească timp pe hârțoage care nu au sens, să nu fie puși în situații în care să trebuie să plătească mită ca să-și rezolve o problemă, pentru că și asta în continuare este o problemă în Republica Moldova. Și de aceea am zis că o să reducem la maxim birocratie, o să digitalizăm, da, Absolut discutăm tot și este despre posibil. digitalizare. V am doar aici să vă atrag, să vorbim un pic despre ce conține, ce prevederi conțin unele sau pachetul numărul 4, da? pentru că e o prevedere care ar putea să intereseze și publicul larg sau consumatorii. Și, și vorbim despre faptul, de exemplu, că este o cerință de a fi extins de la 14 la 30 de zile termenul pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător. Sau consumatorul nu va mai putea returna un bun în primele șase luni de achiziție și atunci când ați propus aceste lucruri, ați spus că asta se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene, da, aici Dar este o ajustare la cu practica europeană. europeană da, vă așteptați, da. de exemplu, la critici din partea societății care o să spună că, iată, ministrul Alaiba nu ține cu oamenii, consumatorii, dar indemarat. ține cu firmele. Dacă, dacă noi creștem de la 14 pe la 30 de zile, sau cealaltă? Sau asta, mai multe. Nu este, asta este doar în interesul consumatorului. În practică, însă, deci partea cealaltă, cu șase luni, pot să vă spun că în țările din Uniunea Europeană, la fel a fost revizuită această practică, pentru că s-a demonstrat că, de fapt, nu. Uh, nu dă acele efecte de protecție a consumatorului de care avem nevoie. În mandatul dumneavoastră o inițiativă a stârnit uh, nemulțumiri. Mai din multe. Partea, uh, Una în mod special. a <laughs> adus că și uh, mici sau câteva proteste la guvern și anume mă refer la această decizie de a, a nu da. prelungi uh, activitatea comercianților cu amănuntul în bază de patent. Atunci ați argumentat această hotărâre prin faptul că vreți să existe mai multă transparență uh, și să evitați orice tipuri de evaziune uh, fiscală. Exact, exact. Ați calculat deja ce efecte și a avut am fost, această reformă a dumneavoastră? Da, deci în primul rând am fost destul de sincer de la bun început. Am spus ce putem face, ce nu putem face. Eu vreau să vă spun că îmi mențin opinia fermă că această reformă trebuia făcută mult mai înainte. Ori este o reformă amânată timp de 25 de ani și noi pur și simplu de mult trebuia ca și țară, ca și societate să punem punct acestei practici deloc uh, proprii secolului XXI, dar este bine că am făcut-o acum. Uh, noi uh, am avut o conversație foarte sinceră cu acești comercianți. Uh, noi, la fiecare pas, cu fiecare ocazie am reiterat că noi nu-i vedem ca evazioniști. Că noi uh, îi vedem ca cei mai adevărați antreprenori pe care trebuie să-i susținem. Dar ați văzut primele efecte, domnule ministru? Primele efecte sunt de fapt îmbucurătoare. Ori, noi avem în doar câteva luni un, o sumă destul de impunătoare. Deci la 15 noiembrie, dacă nu greșesc, niște cifre. Noi vorbim de o sumă de 260 de milioane de lei. Care a fost fiscalizat. Și vorbim de 1,7 milioane de bonuri fiscale în doar câteva luni. Pentru că, în esență, în forță a intrat reforma în 1 septembrie anul curent. Deci, de la 1 septembrie până pe 15 noiembrie? Cam, deci, începând cu 1 septembrie, deja a fost finalizată această tranziție. Uh -huh. Partea cea mai frumoasă aici este că. Noi am fiscalizat, doar în această perioadă, am adus din economia gri, în economia oficială, 260 de milioane de lei. Asta e foarte mult pentru doar două luni jumate, în esență. Și, încă o dată, noi vorbim de unul milioane de bonuri fiscale bătute la piață, așa cum uh, toți spun că nu se bat. Evident că este spațiu mai de, de mai mult. Evident că aici este încă loc pentru mai bine și aici este responsabilitatea serviciului fiscal ca să asigure o bună implementare, însă acele sperietori nu s-au adeverit. Oamenii s-au adaptat, 95% tranziție cu succes, eu cred că asta este o cifră destul de bună. Le-am oferit compensația pentru cheltuieli, cheltuieli de tranziție, le-am oferit un regim foarte prietenos, fără niciun fel de hârțoagă și birocrație, cu maxim transparență. Un cel mai jos impozit pe venit din Europa, doar un procent din vânzări, poftim, lucrează. Ați prelungit până în 2035 o serie de facilități pentru firmele IT. Sectorul ăsta, practic, crește peste tot. Ce șanse credeți că are Republica Moldova să atragă aici investitori mari din domeniul IT când, iată, alături România are un hub mult mai mare unde ar putea să ducă investiții mult mai bune și. Țara e mult mai sigură pentru că e partea NATO, pentru că e membra Uniunii Europene. Înțeleg. înțeleg. Eu nu cred că o să găsiți prea multe țări în care sectorul IT a crescut într-un într singur an cu 45%. Asta e anul trecut. Iar în anul acesta noi estimăm o altă creștere de 33%. Asta este sectorul IT. 11% din total exporturi sunt IT în Republica Moldova este un generator de locuri de muncă înalt calificate. 5% din PIB, asta este sectorul IT acum și aici creșterea este posibilă pentru că spațiul mai este și mai mult ca atât combinat cu alte reforme ale noastre pe forța de muncă. Acum în Republica Moldova pot să angajezi cetățeni din UE fără absolut nicio problemă, inclusiv la distanță. Asta este o oportunitate, probabil, în primul rând pentru sectorul IT, care este mult mai agil și mult mai liber în, în felul în care este organizat. Dar de ce ar veni aceste companii și, investi și acești investitori mari în Moldova oferim, și nu în România? Pentru că oferim de câteva lucruri absolut de bază pentru, pentru ca o industrie să se dezvolte. În primul rând, taxare simplă, 7% punct, Uh, Într-al doilea rând, acces la forță de muncă, noi deja uh, putem oferi companiilor noastre, fie ele investiții străine, fie ale noastre, însă compania moldovenească poate angaja cetățeni din dintr-o populație de peste 500 de milioane, asta este țările UE și foarte curând o să extindem această listă, după cum am spus. Uh, nu în ultimul rând, uh, am spus de taxare, dar și un mediu tot mai prielnic. Noi vorbim de practic zero birocrație în acest sector, și ce aici mai este, o să mai uh, eliberăm. Uh, pentru că aici este într-adevăr acel potențial de creștere accelerată de care avem nevoie. Ați spus că în acest sector, IT se pot angaja și lucra de la distanță, cetățeni. Uh, din ca, persoane care nu sunt cetățenii Republicii Moldova, sunt... dar și cetățeni moldoveni care trăiesc peste hotare. Dar cum le răspundeți criticilor care vă spun că astfel ați putea să încurajați ca cetățenii Republicii Moldova să rămână în continuare în străinătate și să nu revină acasă, având posibilitatea să muncească de că... la distanță într-o astfel de companie aici? Nu cred că asta este uh, reacția pe care ne-o dorim. Uh, evident că. Scopul și obiectivul de termen lung al, al nostru este să aducem uh, oamenii acasă, dar asta înseamnă să le creeze oportunități, să le creeze aici uh, acele oportunități din cauza lipsei cărora ei au și plecat. Iar asta înseamnă un loc de lucru bine plătit, o calitate a vieții, o școală, o grădiniță, un spital bun, cu asta ne ocupăm. Pentru ca să ajungem aici, avem nevoie de o economie puternică care să susțină necesitățile oamenilor. Fie asta de un loc de muncă, încă o dată, fie asta de un serviciu public calitativ fie asta de dreptate și justiție și așa mai departe. V-am întrebat la începutul emisiunii dacă vă așteptați că o să trăiți mai bine din punct de vedere economic anul viitor. Și asta i-am întrebat și pe câțiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău. Haideți să vedem ce așteptări au cetățenii și să vedem și ce întrebări au pentru dumneavoastră. În vedere economic, sper că o să fie mai, mai bun decât 23, dar e nădejde puțină. O să fie greu, foarte greu pentru cetățenii Moldovei. Vorbi multe fapte puține, deloc. loc. De, de, de tot puține fapte. Nu se vede nimic. Eu mult tineretul nu vor să lucreze. Când n-au vorbesc că Lea e mic și drept. Leafa mic, tot e scump. Cred că problemele încă nu s au găsit rezolvare și va avea consecințe evident și anul 2024. Cum va fi? Greu. Dar de ce? Salariile sunt mici. Trebuie să fim optimiști și sperăm că o să fie mai bine. Văd că tot noi, investitori, cumva Republica Moldova atrage atenția țărilor din Europa care pot investi aici. Dacă Ucraina să câștige, am ca să mai bine. 24. Și nu 8 și 24, dacă mergem spre Europa, să mai bine. Când putem să mizăm pe o digitalizare full a tot ce înseamnă acte electronice sau minimizarea inputului fizic în a crea sau a menaja cu niște documente? domn ministru, populația așteaptă să expuneți niște pași concreți de perspectivă apropiată care se vor întreprinde pentru a îmbunătăți situația economică în Republica Moldova. Așadar, domnule ministru, când va vor putea avea agenții economici digitalizare completă a actelor, așa cum vă întreba, iată, locuitoarea capitalei? Un, un termen, o perioadă exactă, puteți să spuneți? Asta este cea mai ușoară întrebare din toate care au fost. Noi lucrăm contra cronometru. Noi deja avem 50% din serviciile publice pentru antreprenori digitalizate. Din acestea, deci din toate aceste 252 de servicii, 70% sunt solicitate online și doar 30% lumea merge în continuare la ghișeu. Asta este o cifră foarte uh, bună. Um, restul 50% le digitalizăm uh, pe perioada următorilor doar câțiva ani. Până la sfârșitul anului viitor, 24, noi o să avem 75% din serviciile publice pentru antreprenori digitalizați. și aici nu este loc de compromis. Asta o să facem și mergem la 100%. Vă întrebați una dintre interlocutoarele Europei Libere ce pași concreți va întreprinde Ministerul și dumneavoastră Ministrul Economiei anul viitor pentru o dezvoltare economică mai bună. Puteți să numiți trei acțiuni concrete? Am făcut asta în acest an și o să continuăm. Acces la finanțare? Pentru că antreprenorii, ca să se dezvolte, ca să poată crea locuri de muncă, ca să poată investi, au nevoie de bani. Prin VODA, dar și prin alte instrumente. Avem aici programul 373, avem și instrumente de grant, instrumente de garantare a creditelor și așa mai departe. Într-al doilea rând, noi avem vreo 50 de mii de antreprenori în țara noastră, de 2 milioane jumate de oameni. Estonia, 1 milion 300, știți câte companii are? Câte? 300 și ceva de mii. Aproape 350 de mii de companii. Asta este un mediu antreprenorial prielnic. Spre asta trebuie să tindem, pentru că noi nu glumim când spunem că vrem să devenim uh, țara cea mai prietenoasă afacerilor din Europa cel puțin. Asta este un obiectiv foarte mare, foarte de termen lung, însă asta este posibil dacă o să muncim. Pentru asta trebuie să promovăm antreprenoriatul. În afară de asta, investiții noi, noi investitori. Ceea ce facem azi și ce am făcut anul acesta a atras, vă promit, atenția și curiozitatea la foarte mulți investitori care fie, sunt aici fie uh, vor și văd uh, sens să ia Republica Moldova în calcul. Desigur că o să fiu de acord cu domnul care uh, a intervenit în, în interviu. Uh, dacă este, dacă, dacă aș numi un singur lucru care trebuie să se întâmple pentru ca noi toți, inclusiv economia, să respire ușurat, Desigur că vorbim de uh, sfârșitul Războiului din Ucraina. Da. Că asta ne costă inclusiv economic. Anul trecut uh, noi am avut o creștere, o, o descreștere de 6% aproape. Da, nu anul, pentru acesta, anul, de anul acesta avem toate motivele să credem că o să terminăm pe plus anul. Aproximativ ne așteptăm la 2% creștere economică, deci am practic am întors. Uh, situația în economie și-am revenit pe plus într-o perioadă destul de complicată și incertă. Uh, vedem primele semne de recuperare. Ultimele cifre pe care le am sunt din septembrie: statistici, exporturile plus 9% față de aceeași perioadă anului trecut, industria plus 1,5%, agricultura plus 20%, uh, inflația în octombrie deja a coborât la 6,3%, deci a revenit în, în coridor. Aveți pronosticuri bune pentru 2024? optimiste? Eu nu prea cred în pronosticuri, sincer să vă spun. Poate asta n-ar trebui să spun ca ministru a economiei. Evident că eu iau în calcul cifrele care, care există, fie ele pentru viitor, fie ele pentru, pentru situația actuală. Însă, noi trăim într-o perioadă foarte volatilă, deci fiecare cifră, fiecare pronostic um, trebuie să nu o luăm chiar ca pe Biblie. Ceea uh, ce aici facem noi este să lucrăm cu multă energie, cu maximă ambiție ca să dezvoltăm economia într-un ritm accelerat. Încă o dată noi nu ne putem permite luxus, să creștem cu 3-5% anual. Noi avem nevoie, pentru că așa, dacă noi o să creștem cu 3-5%, noi o să rămânem în continuare la coada Europei. Noi avem nevoie de o creștere de 8-10% pentru următorii 10 ani ca să ajungem pe ceilalți din urmă. Noi suntem una dintre cele mai sărace țări din Europa și oamenii noștri nu merită acest titlu, pentru că noi suntem un popor muncitor. Noi uh, nu ne temem să muncim, să creăm atât timp cât vedem că este sens în asta și cât uh, vedem că o să avem uh, că avem șanse de, de succes. Și de aceea eu cred că este posibil. Noi o să revenim economic. Asta nu este deloc complicat. Trebuie doar să susținem reformele din economie. Trebuie doar să susținem fiecare antreprenor. Fiecare sector este important. Fiecare segment al economiei trebuie să aibă acea libertate și acel spațiu de care are nevoie ca să se dezvolte. Domnule Ministru Alaiba, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc. Acesta este podcastul video pe agenda cu o ediție nouă în fiecare miercuri. De altfel, puteți găsi podcastul nostru pe paginile Europei Libere, pe rețele de socializare, dar și pe canalul nostru de YouTube. Pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.